Bună ziua! Astăzi vom învăța despre algoritm de prelucrare a șirurilor de valori folosind instrucțiunea for în limbajul de programare Python. Să ne reamintim! Prima aplicație. Scrieți un program în limbajul de programare Python în care se citesc un număr natural par n, apoi un șir de n numere naturale. Programul verifică dacă fiecare număr din șir de pe o poziție impară reprezintă cel mai mic divizor propriu al următorului număr din șir. Pozițiile sunt numerotate de la valoarea 1. Se va afișa un mesaj corespunzător. Dacă un număr de pe o poziție impară nu are divizor propriu, atunci se va afișa mesajul fals. Ca date de intrare, se vor citi numărul n, apoi un șir de n numere naturale. Ca date de ieșire, se va afișa mesajul adevărat sau mesajul fals. De exemplu, pentru n egal cu 6 și valorile din șir 2, 4, 5, 35, 7, 49, se va afișa mesajul adevărat. Se va citi valoarea variabilei n. Se va folosi o variabilă OK care va lua valoarea adevărat dacă șirul respectă condiția sau valoarea fals altfel. Se vor citi câte două numere din șir. Se va calcula cel mai mic divizor propriu al valorii Y, adică al valorii de pe o poziție pară, din șir. Dacă valoarea de pe o poziție impară nu este egală cu valoarea celui mai mic divizor al următorului număr de pe o poziție impară, atunci OK va lua valoarea fals. Se va afișa un mesaj corespunzător. A doua aplicație. Scrieți un program în limbajul de programare Python în care se citesc un număr natural n, apoi un șir de n numere naturale, coordonate crescător. Programul verifică dacă șirul reprezintă o progresie aritmetică și afișează un mesaj corespunzător. Ca date de intrare, se vor citi numărul n, apoi un șir de n numere naturale. Ca date de ieșire, se va afișa mesajul adevărat sau mesajul fals.
De exemplu, pentru n egal cu 6 și valorile din șir 2, 4, 6, 8, 10, 12, se va afișa mesajul adevărat. Se va citi valoarea variabilei n. Se vor citi primele două numere din șir și se va calcula rația ca fiind diferența dintre al doilea număr și primul număr. Se va folosi variabila OK, care va avea valoarea adevărat dacă tot șirul reprezintă o progresie aritmetică sau fals altfel. Se vor citi restul de numere din șir. Se va citi o nouă valoare din șir. Dacă diferența dintre două valori de pe poziții consecutive din șir este diferită de rație, atunci șirul nu reprezintă o progresie aritmetică. În funcție de valoarea variabilei OK, se va afișa un mesaj corespunzător. Încercați singur. Felicitări! Astăzi ați învățat în limbajul de programare Python cum puteți prelucra șirul de valori.